O linguriță de miere pe stomacul gol în fiecare zi. Ce conține o linguriță de miere? De ce este bine să consumați miere pe stomacul gol? Ce efect are mierea asupra organismului? Când ar trebui să vă abțineți de la administrarea acesteia? Urmăriți videoclipul până la final și veți vedea cât de importantă este doar o linguriță de miere. Dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Mierea este un produs al albinelor, se folosește la gătit, are o mulțime de beneficii pentru sănătate, ajută să facă față diferitelor boli sau face imposibilă dezvoltarea lor în organism. Mierea extrasă din nectar, sevă, polen de plante este capabilă să crească aportul de energie al organismului. Accelerează metabolismul, îmbogățește organismul cu vitamine, minerale, zahăruri, aminoacizi, enzime și alte ingrediente active din plante. Organismul poate beneficia de toate acestea doar dintr-o linguriță de miere, consumată în mod regulat, de preferință pe stomacul gol. Ce conține o linguriță de miere? Dacă o numărăm în grame, atunci într-o linguriță încap 7-9 grame de lichid și 11-13 grame de miere confiată. Pentru a recolta această cantitate de miere, albina ar avea nevoie de o lună și jumătate, adică 6 săptămâni. Puterea calorică a acestei cantități este de 56 de kilocalorii, în comparație cu aceeași cantitate de vită, 19,1 kilocalorii, iar carnea de pui conține 16,1 kilocalorii. Doar o lingură de miere conține 6,4% din doza zilnică de carbohidrați, 0,2% din fibre și 0,4% de fier. Mierea conține cei mai mulți carbohidrați, dar există și proteine vegetale, care nu au grăsimi. Este singurul produs care este digerat în totalitate de tractul gastrointestinal. Mierea conține vitaminele B, acizii pantotenic, ascorbic și folic, vitaminele A, E, K, PP, un complex de minerale care asigură desfășurarea corectă a reacțiilor biochimice în corpul uman, acizi organici, stimulatori naturali ai vieții celulare, fitoncide, care neutralizează în mod activ virusii, ciupercile și bacteriile, enzime și hormoni, catalizatori ai transformărilor chimice. Compoziția mierii are un efect stimulativ asupra organismului uman, în jur de 10 grame de miere pe zi. Promovează sănătatea cardiacă și vasculară, previne tromboza, îmbunătățește fluxul sanguin, crește intensitatea descompunerii grăsimilor, duc la scăderea nivelului de colesterol, reglează glandele endocrine, metabolismul carbohidraților, nivelul de zahăr din sânge, îmbunătățește sănătatea organelor individuale și a sistemului în general din întreg corpul, promovează procesul de regenerare și reînnoire, întărește sistemul imunitar și ajută la recuperare după infecții respiratorii și intestinale. Reface digestia, reduce procesele de fermentare din intestine. De ce este bine să consumați miere pe stomacul gol? Consumați mierea cu aproximativ 30 de minute înainte de a lua micul dejun, deoarece este cel mai eficient mod de a utiliza acest multi-ingredient natural. Mierea proaspătă lichidă este cea mai bună. Datorită consistenței sale fluide, aceasta îmbracă mucoasa stomacului, care protejează stomacul de efecte iritante ale anumitor alimente. În același timp, mierea pregătește sistemul digestiv să lucreze în timpul zilei. Sub influența mierii are loc digestia activă și toți nutrienții sunt absorbiți rapid, iar toxinele sunt promovate pentru excreția în timp util din organism. Produsul apicol în sine este complet digerat și încarcă rapid organismul cu energie și substanțe nutritive. Prin administrarea unei linguri de miere pe stomacul gol, persoana cu siguranță nu va rămâne flămândă timp de jumătate de zi, chiar dacă nu a avut timp să ia micul dejun. Se mărește potențialul energetic al organismului, se produc endorfine, care contribuie la starea de bine și, prin urmare, un nivel ridicat de performanță. Apare un sentiment de plenitudine, chiar dacă mâncați mult mai puțin, ceea ce este foarte folositor pentru tractul gastrointestinal și pentru menținerea corpului în formă. O lingură de miere stimulează procesele metabolice, ceea ce crește intensitatea reînnoirii celulelor, încetinește îmbătrânirea. Puteți consuma miere împreună cu un pahar cu apă la temperatura camerei. Apa rece scade aciditatea gastrică, în timp ce apa caldă, dimpotrivă, o crește. De asemenea, laptele și mierea pot fi băute dimineață, însă este recomandat să o faceți seara. Această combinație promovează somnul și calmează sistemul nervos. De asemenea, neutralizează foamea dacă cina a avut loc prea devreme. Mierea de luată în apă este permisă chiar și pentru diabetici și persoanele care suferă de alergii. Dar înainte de a o consuma, trebuie să vă consultați cu medicul dumneavoastră. Pentru a revitaliza organismul, puteți combina mierea cu alte substanțe la fel de utile. Prin luarea acestor complexe pe stomacul gol, aveți o șansă mult mai mare de a vă îmbunătăți sănătatea. Iată câteva combinații interesante. Mierea și usturoiul în lapte este pentru bacterii și paraziți. Mierea cu scorțișoară stopează îmbătrânirea rapidă. Mierea și untul este un remediu excelent pentru constipație. Mierea cu sucul de lămâie va reduce concentrațiile de colesterol. Mierea cu uleiul de măsline și lămâie va întări sistemul imunitar. Mierea cu decoct de rode va reduce posibilitatea dezvoltării bolilor de inimă și hipertensiune arterială. Ce efect are mierea asupra organismului? Mierea se absorbe foarte repede și substanțele nutritive se răspândesc în tot corpul. În acest fel, întregul sistem digestiv este optimizat, normalizează compoziția bacteriană a intestinului, întărește sistemul nervos, veți depăși mai ușor situațiile stresante, creierul funcționează mai activ, îmbunătățește memoria, reface gândirea, facilitează eliminarea toxinelor și a deșeurilor. Tractul respirator superior și plămânii sunt curățați. Sputa este eliminată mai repede în timpul infecțiilor respiratorii acute. Inflamația trece destul de ușor. Susține funcția cardiacă și tensiunea arterială normală. Mierea are proprietăți antiinflamatorii și efect antipiretic. Acesta stimulează sistemul imunitar, îmbunătățește rezistența organismului la infecții virale și bacteriene. Utilizarea mierei este o metodă profilactică a aterosclerozei, o oportunitate de a încetini îmbătrânirea, întrucât mierea este produsă de albine din nectarul de flori. Gustul poate varia în funcție de locul în care se află stupii. Mai multe tipuri de miere au practic aceleași calități, însă unii experți au identificat anumite soiuri ca fiind prioritare în cazul anumitor boli. Mierea de tei este pentru organele respiratorii și pentru scăderea temperaturii corpului în cazul răcelelor. Acacia are un efect de restaurare și luptă activ împotriva insomniei. Mierea de floarea soarelui are un efect antibacterian puternic. Hrișca combate anemia și întărește mușchiul cardiac. Zmeura îi ajută pe cei cu dureri de rinichi. Mierea de erică crește pofta de mâncare a celor care nu mănâncă bine. Castanul va reduce simptomele cu probleme digestive. Trifoiul va vitaminiza și îmbunătăți lactația la mamele care alaptează. Mierea de mai este considerată cea mai benefică și conține cel mai mare număr de alimente sănătoase, ajută la tot felul de boli, crește vitalitatea organismului. Mierea de fâneață are un mare efect antimicrobian și antiinflamator. De asemenea, este cunoscută și pentru faptul că reduce durerea, ajută în tratamentul bolilor de rinichi. De pădure este bogată în diverse substanțe nutritive și vindecă toate bolile. De câmp calmează sistemul nervos, îmbunătățește somnul. Montan este deosebit de bună pentru persoanele cu afecțiuni bronșice și pulmonare. Fiecare miere este bună în felul ei și toate tipurile de acest produs dulce sunt bune pentru oameni. Cu toate acestea există unele aspecte negative despre utilizarea mierei, și anume când ar trebui să vă abțineți de la consumul de miere. Atunci când consumați miere, trebuie să urmați câteva reguli pentru a evita efectele negative asupra organismului. Cumpărați miere doar de la un producător verificat. Adăugarea diferitelor substanțe pentru mărirea de volum a produsului nu numai că afectează gustul, dar poate avea și efecte negative asupra sănătății. Nu încălziți mierea peste 60 de grade. Supraîncălzirea face ca mierea să se strice, pierzându-și proprietățile benefice și devenind chiar otrăvitoare. Folosiți mierea numai în cantități limitate, astfel încât să nu vă măriți greutatea corporală și să evitați posibilitatea de a dezvolta diabet. Clătiți-vă gura după ce o consumați, astfel pot apărea carei. Nu folosiți miere dacă sunteți alergic la miere sau la alte produse apicole, ierburi și plante, de pe care a fost strâns nectarul și polenul. Atunci când există probleme de piele sistemice, se poate agrava și provoca exacerbări. Copiii mici nu ar trebui să consume mai mult de 100 de grame de miere pe zi, distribuite în mai multe porții. În scopuri preventive, o lingură pe stomacul gol este suficient. Mâncați mierea corect și veți beneficia de toate proprietățile sale. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii voi cât de des consumați miere de albine. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!